Cu aceeași mare bucurie și totuși și proaspătă și diferită de bucuria de până acum, venim împreună în acest loc sfânt pe care îl sfințește, de fapt, promisiunea pe care ne-a dat-o nouă Dumnezeu: că acolo unde noi ne adunăm pentru numele lui, el este prezent. Și unde el este prezent, acela este loc sfânt, așa i-a spus Domnului Moise totuși lucrurile acestea inspirate de cuvântul lui Dumnezeu sunt de o așa natură încât de fiecare dată stăm în fața unor ceruri noi și a unui pământ nou, adică de fapt expresia pe care o folosește Pavel Apostolul, legat de natura vieții noastre spirituale. El spune așa, în timp ce omul din afară îmbătrânește și recunosc că așa este, omul din lăuntru se noiește în fiecare zi după chipul lui Dumnezeu. Viața de credință nu este o rutină. Viața de credință este o permanentă înnoire. Și înnoirea aceasta are un anume obiectiv. Ea nu se înnoiește doar de dragul înnoirii, ci este o înnoire după chipul lui Dumnezeu. Vom ajunge la aceste lucruri în timpul studiului nostru. Astăzi am bucuria să aduc înaintea familiei noastre largi, a tuturor celor ce iubim pe Dumnezeu și a celor care mâine vor face lucrul acesta și împreună cu noi vor iubi pe Dumnezeu. Am marea bucurie să aduc înaintea voastră ceva care a, a stârnit sufletul meu. Am auzit multe așa, cuvinte și glume proaste legate de diavol și de care n-ar fi trebuit să fie spuse niciodată. Nu-i nimic de râs în toată uh, lucrarea aceasta, având în vedere ce se întâmplă pe pământul nostru, de unde vii, de la cutrerarea pământului și ce ai lăsat în urma ta, uh, lucrul acesta este cunoscut. Nu este nimic de zâmbit. Dar am fost uh, surprins, uh, să nu zic șocat, dar am, am tresărit că mi-am dat seama că între alte uh, lucrări ale lui Dumnezeu este una asupra căreia ne-am oprit așa de puțin și uh, pe care foarte rar am auzit-o menționată în cuvintele celor care predau Evanghelia. Și anume faptul că deși trăim într-o lume care zace în cel rău, zace, aceasta este boală, suferință, deși trăim într-o lume în care al cărei stăpânitor este diavolul, după declarația Domnului nostru Isus Hristos, în toate acestea există și o veste bună, nu legată de stăpânitorul acesta, nu e nicio veste bună în el, dar legată de Dumnezeu am aflat din scripturi că stăpânitorul acesta are stăpân. Lucrul acesta mi-a dezrobit sufletul, mi-a spulberat frica. Apăsarea aceasta pe care o aduce perspectiva vieții din lumea noastră și din jurul nostru. Este o făgăduință a lui Dumnezeu, este un cuvânt plin de putere, Stăpânitorul lumii acesteia are stăpân, are și el un stăpân. Știam că Solomon spune că e unul care stăpânește peste alții, dar este altul care stăpânește peste el. Acest lucru este în lumea noastră. Dar în ce privește răul, există un singur loc în istoria umanității în care ni se spune că într adevăr peste rău există un stăpânitor. Și azi vom învăța despre Mântuitorul nostru ca fiind stăpânul stăpânitorului în lumii acesteia. Și stăpânirea aceasta are pentru noi și este pentru noi o evanghelie. Răul nu poate umbla așa cum ar dori, nu poate ajunge acolo unde ar vrea, nu poate să ia proporțiile pe care ar dori să le ia pentru că are un stăpân. Și un stăpân înseamnă cineva care pune limite, cineva care supraveghează lucrul acesta, cineva de care se ține cont. Ce bine că stăpânitorul lumii acesteia are totuși un stăpân. Sigur că o să ne uităm în lumea noastră și o să ne întrebăm, dar de ce stăpânul nu a pus un hotar? Răului, de ce atât de mare? Uh, întrebarea în lumea noastră nu ar trebui să fie: De ce totuși răul este atât de mare, ci de ce, de ce este numai atât de mare? Pentru că noi trăim într-o lume care, dacă nu ar fi păzită de puterea lui Dumnezeu, lumea aceasta s-ar prăbuși în ea însă într-un cumplit tohu va haosul acesta care a fost înainte de creație. N-ar rămâne nici ce a fost înainte de creație pentru că astăzi armamentul lumii noastre, așa ni se spune, e de așa natură încât ar putea distruge, stinge viața pe pământ de nenumărate ori. Dar este clar că stăpânitorul lumii are stăpân. Haideți să mergem împreună în Evanghelia după Marcul la capitolul 1, și de aici să luăm versetul 23. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. Era un om care avea un duh necurat. Am avut astfel de situații. Și în Evanghelizări am avut un tânăr. În zona Ineului, chiar la, la, în timpul evangelizării, de la Ineu, un, un băiat, probabil că avea 16-17 ani, și mama lui mi-a spus că a zbierat ca un animal de la naștere. Și așa era și acum când am ajuns acolo, era mare tulburare între oameni, deja era arhi plin și supraplin peste tot, dar problema era că oamenii au spus, domnule, trebuie scos afară, că nu se poate face nimic în prezența lui. Era un as... am văzut un astfel de băiat. M-am așezat o clipă lângă el, mama lui era speriată, nu ne dați afară, nu ne dați afară, că de aceasta venise. M-am așezat un moment lângă ei, ne-am rugat, m-am rugat împreună, cu cei care au fost acolo și mai mulți oameni s-au rugat, băiatul acela a stat liniștit toată ora. Am avut alte cazuri în care am avut în biserică oameni atinși de diverse duhuri și găsim aici că în sinagoga aceasta era un om care avea un duh necurat. De multe ori bătrânii noștri numeau pe diavol necuratul. Acum, în generația noastră, nu mai, e, nu mai este la zi, nu mai e modern așa ceva și, dacă, și nu mai este modern pentru că totul e necurat în realitate. A dispărut distinția aceasta, practic, dintre curat și necurat. Pentru cel necurat, spune Pavel, totul e necurat. Dispărând distinția aceasta, ne găsim într-o lume, așa cum menționam inițial, despre care Ioan scrie, zace în cel rău. Să vedem ce se întâmplă în locul acesta și dacă stăpânitorul lumii acesteia are stăpân. Suntem în, într-o lume în care gem milioane și milioane de oameni care ascultă noaptea vuietul bombelor sau tunurilor sau al avioanelor care sunt devastați de boli, de suferinți, de crime, de lucruri de nemai auzit. Suntem în această lume, suntem în această lume și în ea geamătul lumii a ajuns la Dumnezeu. Până când stăpâne, Doamne? Până unde, Doamne? Acesta e strigătul oamenilor. Haideți să urmărim în locul acesta acest adevăr al lui Dumnezeu, anume că stăpânitorul lumii acesteia are un stăpân. În sinagogă era un om care avea un duh necurat și care a început să strige. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. E multă încărcătură în acest cuvânt. Voi atinge doar întreagă pentru că doresc să ne oprim la ceea ce este dăruit nou astăzi. Demon înseamnă cineva care declară că nu am niciun Dumnezeu, nu am de-a face cu Dumnezeu. Demon, cum a spus Isus despre unul dintre cei de la masă, unul dintre voi este un drac, era un om care nu avea care se închina la sine. Problema merge și mai adânc decât atât. Diavolul nu doar că nu se închină lui Dumnezeu, el nu are Dumnezeu, dar are stăpân, în afară că nu se închină lui Dumnezeu, el cere închinare lui. Închine te mie, i-a spus Mântuitorului nostru. Asta înseamnă demon. Și nu o să auzim oameni cerându-ne așa ceva, dar dacă dacă vom asculta traducerea Duhului Sfânt, aceasta este, de fapt, omul devenit diavol sau Dumnezeu al lumii acesteia, care e Dumnezeu pentru sine, cere un fel de închinare. Iubiții mei, partea a doua, declarația aceasta, te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu, declarația aceasta în gura unui demon, este o ciudățenie. Cred că nu ar trebui să întârziem prea mult aici, dar aș dori să, să învățăm ceva. Nu oricine zice despre Mântuitorul nostru, tu ești Sfântul lui Dumnezeu, tu ești Mântuitorul și așa mai departe, nu oricine zice, Doamne, Doamne, chiar crede în Doamne, Doamne. Poate fi doar o expresie, doar o mască pe care o așează pe chip cineva care n-ar dori să fie cunoscut în adevărat, adevărul vieții lui sau ei și cuvinte de felul acesta care impresionează pe mulți oameni ar trebui luate vorba americanului cu un bob de sare fiindcă nu oricine zice Iisus Hristos este Domnul sau e Sfântul lui Dumnezeu Zice lucrul acesta prin Duhul Sfânt. Cine zice cu adevărat expresia aceasta, Iisus Hristos este Domnul, și când acest cuvânt corespunde vieții. De ce îmi zici tu mie, Doamne, Doamne, spune în Biblie și tu ai altă viață? Ești, sunt eu pentru tine, Doamne, Doamne? Niciodată. Nici atâta nu era pentru demonul acesta Sfântului Dumnezeu. Dar el se folosea de cuvintele acestea, asemenea ghicitoare aceleia care însoțea pe apostol și ducea lumea în rătăcire și în confuzie, neștiind, să, nemai văzând demarcația între vrăjitorie și prorocie, sau între darul lui Dumnezeu și diavol, până la urmă ea a fost mustrată, a fost eliberată de lucrul acesta. Apostolul a plătit un preț scump pentru eliberarea ei, dar ea a fost scoasă de sub puterea demonului acestuia. Ești Sfântul lui Dumnezeu, te știu cine ești. Versetul 25. Isus nu spune amin el spune amin la, la, acestei mărturii numai atunci când viața, adevărul despre viața celui care dă această mărturie, Iisus Hristos este Domnul, care predică despre Domnul Iisus Hristos. Iisus spune amin doar atunci când mărturia aceasta corespunde cu viața, cu adevărul despre viață. Atâta timp cât viața este altceva decât apare a fi, Iisus nu spune amin la mărturie aceasta și nu spune amin nici aici, ci versetul 25 spune Iisus l-a certat și i-a zis, taci, adică astfel de cuvinte nu au legătură cu tine. Tu îmi zici mie, Doamne, Doamne, și dacă îmi zice Tată, Tatăl nostru, dacă îmi spune Tată, întreabă bunul Dumnezeu, unde este respectul, dacă spuneți stăpân, unde este ascultarea, unde este respectul vostru și unde este împlinirea, a ceea ce, dacă spuneți aceste cuvinte. Și aici este un contrast grozav. Biblia spune animalele își respectă legea vieții lor, pe când omul vorbește lucruri ca un cec fără acoperire, spunându-l, numindu-l pe Dumnezeu domn sau tată, dar trăind altfel. Taci! Primul cuvânt, adică nu este cazul să predici cuvântul lui Dumnezeu atâta timp cât știi că trăiești în așa ceva. Nu este cazul. Taci! Nu este nici, niciunul, niciunul măcar care, înaintea lui Dumnezeu, să stea fără păcat, afară de unul singur. Însă, în contextul acesta, având în vedere viața aceasta, taci. E bine să taci. Doi, ieși afară. Părăsește poziția aceasta de pe, care, pe care încerci să o acoperi cu expresia Sfântului Dumnezeu, vorbind despre Isus. Aceste două lucruri trebuie să se împlinească înainte de a fi împlinite pe o altă cale. Îți dă posibilitatea aceasta. Taci și ieși afară. Dar, iubiții mei, pe cât pare de. Naturală cumva această situație în care suntem, pe atât de șocantă a fost pentru generația aceea și este până în ziua de astăzi dacă vrem să luăm seama și să ne uităm cu atenție, să ne concentrăm, spune Pavel în Romani, dacă vrem să ne concentrăm asupra situației și să înțelegem ce semnificație ar avea așa ceva pentru noi, este nemaipomenit. Să urmărim versetul 26. Duhul necurat a ieșit din el la, la comanda, nu a lui Lucifer, care nu la comanda lui Iisus, ieși afară, taci, a tăcut, pe loc, n-a mai vorbit niciun cuvânt din clipa aceea, doi, ieși afară, părăsește poziția aceasta din omul acela și iată ce s-a întâmplat în urma acestor cuvinte. Ele ar fi putut și ar putea fi spuse de oricine altcineva, dar efectul n-ar fi niciodată același. Uitați, Duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. A țipat. Prezența lui Isus, Așa cum a declarat diavolul versetul dinainte, ai venit să ne pierzi sau să ne chinuiești. Prezența Mântuitorului nostru este pierzanie pentru Duhul cel rău, este chin. Și aceasta se întâmplă și între oameni. Ați văzut. Că sunt persoane care nu suferă sau nu suportă să audă vreun cuvânt al lui Dumnezeu. Nu ar vrea niciodată să uh, fie prezenți într-un loc în care se prezintă Evanghelia sau cuvântul lui Dumnezeu. Nu, 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 e, nu este pentru Adică este un, un contrast, o dizarmonie sau mai, mai degrabă o împotrivire, o opoziție de duhuri aici. Și uh, de aceea, Duhul acesta poate un strigăt mare, țipă în momentul în care, în prezența lui Isus, primește această comandă. Dar oamenii aceia și împreună cu ei, noi toți, nu putem să nu observăm ceva de mare însemnătate. Pentru că nu este nimeni dintre noi care să nu sufere, într-un fel sau altul, suferința răului din lumea noastră. Nu e nimeni între și dintre noi. De aceea trebuie să urmărim cu atenție. 27. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, cum ar trebui să ne întrebăm și noi, ce este asta? O învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Lui Natanael, Mântuitorul, i-a spus: Vei vedea îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului. Așa era. Așa s-a văzut lucrul acesta. Împlinit în toate lucrările pe care le-a săvârșit Mântuitorul nostru pe Pământul acesta. Am înțeles îngerii lui Dumnezeu, dar aici. Aici ne confruntăm cu o situație. Știam că satana este stăpânitorul lumii acesteia, știam că toată lumea zace în cel rău, dar ca să aud aici, el poruncește ca un stăpân. Cu alte cuvinte, răul din viața ta, indiferent cât de mare ar fi și de ciudat și de insuportabil, oricum ar fi răul acesta, are un stăpân. Este cineva care poate porunci în această luptă inegală dintre tine și răul care se desfășoară în viață, este cineva care poate da o poruncă. Este cineva la care poți, poate merge văduva aceasta săracă și fără putere. Ce putere să aibă ea împotriva judecătorului acestuia nedrept, care a lăsat o urmă așa de urâtă în istoria lumii, se mai numește și judecător. E o luptă în care nu putem să vorbim de, de câștigare sau de izbăvire datorită inegalității grozave dintre, dintre, forțe. Dar în această luptă atât de inegală există o clauză căreia dacă ne vom supune, pe care dacă o vom primi în viața noastră ca un dar al lui Dumnezeu, nu cred că poate fi asigurare mai înaltă decât aceasta într-o lume a răului în care ne găsim noi. El poruncește ca un stăpân duhurilor necurate și ele ascultă. Versetul 28 ne spune: Îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Datorită acestui lucru i s-a dus vestea pretutindeni. Acum se ridică întrebarea. A ajuns și la tine vestea aceasta? A ajuns și la familia ta? Ce veste? Vestea că el poruncește, el este stăpânul stăpânitorului lumii acesteia. Frații mei iubiți, domnilor, doamnelor, tuturor oamenilor care au trecut și trec prin mari suferinți, în această Evanghelie pe care tocmai am citit-o, se găsește răspunsul situației în care se găsește, în care poate fi cineva într o stare de totală disperare sau la marginea prăpastiei, cum s-ar spune în cuvintele noastre. A ajuns și la tine vestea aceasta că stăpânitorul lumii acestea are un stăpân. Când suferi răul acesta, când suferi nedreptatea, când treci prin aceste încercări ale sufletului și se revoltă viața în tine împotriva a ceea ce este rău și nedrept și urât și neadevărat, în momentele acelea îți aduce aminte că răul are totuși un stăpân. Cel care este stăpân peste toate răutățile acestea, are totuși un stăpân. Adesea, noi am încercat să ne împotrivim răului, ne-am luptat cu răul și n-am făcut altceva decât să ne murdărim de un rău și mai mare și, în procesul acesta, am devenit mai răi decât răul împotriva căruia am luptat. Unde a fost greșeala? Greșeala a fost că noi nu am fost chemați vreodată să luptăm cu răul, ci noi am fost chemați să luptăm cu credința în acela care este stăpân peste stăpânitorul lumii acesteia. Luptă-te tu, Doamne, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu cel ce se luptă cu mine. Este o luptă inegală aceasta. De aceea ea n-a fost câștigată niciodată de vreun om prin puterile lui sau prin mijloacele lui. S-a întors împotriva lui, ea a distrus viața, dar a fost totdeauna câștigată fără niciun fel de probleme de toți aceia care au crezut din toată inima că Isus Fiul lui Dumnezeu, este stăpânul, stăpânitorului lumii acestea. A ajuns și la tine vestea aceasta? Dacă a ajuns, ai crezut-o din toată inima? Sigur că aici ne confruntăm cu realități care dor teribil în clipa aceasta. Sunt oameni în spitale, în suferinți mari. Sunt oameni în închisori suferind nedreptăți și neadevăruri de neimaginat, unii dintre ei ani de zile sub o acuzație care nu avea nicio legătură cu sufletul În momentul ăsta în care noi vorbim așa ceva, ai crezut și crezi din toată inima că răul acesta are un stăpân? Acest stăpân îi va spune într-o zi până aici vii și mai departe nu mai treci? Sau doar atât? Sau doar acum? Crezi lucrul acesta? Am ascultat pe unul dintre cei care au fost în închisoare pe nedrept atâția ani de zile și a suferit acuzații de crimă. Un om atât de bun la suflet și complet străin de crimă aceasta care s-a întâmplat acolo. Dar lucrurile au fost aranjate de așa fel încât a fost așezat blamul pe el și nu l-a mai ridicat nimeni 18 ani sau 20 de ani, atât timp a stat acolo. Acum, sigur că a venit vremea, stăpâne Doamne, cum scrie în cartea Apocalipsei, să faci dreptate. Și Dumnezeu a făcut. Pentru că este o vreme când se face dreptate. Nu se face oricând și oricum. Știm, noi, nu avem idee de datele pe care le are Dumnezeu, dar este un timp. A venit vremea, Doamne, să faci lucrul acesta. Și a venit vremea și pentru el și a fost eliberat. A ieșit senin și liniștit. Eu doar niște sume astronomice de bani, dar omul a spus, Dumne, da, știu de bani ăștia, dar mie viața înapoi nu mi poate da nimeni. Ce mi-a fost luat, mi-a fost luat. E ok. Dar, dar el a întrebat, dar cum ai, cum ai supraviețuit acestei cumplite nedreptăți atâția ani? El a spus, zice, undeva în mintea mea aveam ideea că într-o zi Dumnezeu va aduce adevărul la lumină și de fapt eu nu am avut răbdare cu tribunalul, cu judecătorul nedrept care a luat mită și așa mai departe, cu... n-am avut de luptat cu oamenii aceștia ci eu am luptat în sufletul meu și am avut răbdare cu Dumnezeu la care trebuie să vină timpul pentru a face dreptate și a venit timpul acesta și a făcut dreptate. De ce astăzi și nu ieri n-am nicio idee dar am încredere în acela care a hotărât că astăzi va face dreptate și nu ieri. Lucrul acesta înseamnă că vestea bună a ajuns și la tine. Poate că ai ceva personal în viața ta, ai vreun demon sau ai vreo patimă, vreun lucru cu care te lupți din greu și, și tu suferi pentru suferința ta. Tu nu găsești plăcere în căile tale. Încetează lupta aceasta fără rost. Mergi la acela care poate câștiga biruința, luptă-te tu, Doamne, cu ei, tu ești stăpânul acestora. Aceasta a fost concluzia oamenilor. Domne, suntem fără cuvinte, am rămas uimiți. Deci el poruncește cu autoritate și cu stăpânire. Cine ar fi avut putere să poruncească diavolilor? Poruncește unei armate, poruncește unui țări eventual. Dar cum să poruncești unui demon? Iată că este cineva. Și stăpânitorul lumii acesteia are un stăpân. Și are un timp, Dumnezeu are un timp în care el pune capăt răului. De altfel, Scriptura ne spune nouă că în momentul în care oameni încărcați de patim și de nenorocire au fost aduși la el, Acolo s-a produs această eliberare pe baza acestei evanghelii, că el este stăpânul stăpânitorului veacului acestuia. Vă amintiți că a adus acest tată pe băiatul lui care era stăpânit de acest duh rău și care îl chinuia și l-arunca în foc și în apă și trebuia să fie păzit orice zgomot în casa aceea, trebuie să rea de frică și de spaimă că urmează ceva rău. În momentul în care a fost adus la biserică, l-au adus prima dată, biserica n-a putut să facă nimic, că ea era probabil dezbinată și era ocupată. Biserica de acolo era ocupată cu cine este cel mai mare. Acesta era subiectul, se, se certau ei în întâlnirea lor acolo. Nu ai cum să scoți pe Satana, a spus Mântuitorul, dacă Satana e în tine, nu ai cum. Satana nu scoate afară pe Satana. Astfel că tatăl acesta a rămas foarte dezamăgit și a spus, am adus copilul la biserică, dar nu s-a întâmplat nimic, nu au putut să facă nimic ucenicii tăi. Spun cuvintele acestea către omul care a fost dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat, de felul cum a fost tratat, de situația din biserică. Aș vrea să spun că acesta nu este ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt se spune în altă parte și bine a făcut omul acesta că n-a luat băiatul bolnav să plece frate, aici n-ai ce să stai, oamenii ăștia să ocupați cu cine este cel mai mare, nu avem timp, a luat, să ia copilul să plece, nu. Ci el a ajuns cu copilul lui acolo unde trebuia, adică la Mântuitorul nostru. Prin cuvinte simple și directe, Mântuitorul s-a comportat ca un stăpân al stăpânitorului lumii acesteia și i-a dat comanda să iasă și a ieșit. A ieșit de acolo. Și biserica a rămas uluită și a zis, noi de ce n-am putut? Pentru că tu ne-ai spus nouă, v-am dat putere peste demoni, peste toate. Noi de ce n-am putut să facem lucrul acesta? Păi n-aveți cum în același timp să vă luptați între voi care să fie mai bogat, care mai important, care să aibă mai mult decât aproapele lui, să se uite de sus. N-aveți cum să vă luptați între voi cine este cel mai mare între noi, care funcții sunt mai înalte, care și în același timp să aveți puterea să scoateți afară diavolul acesta. Nu se poate așa ceva. A spus Mântuitorul că acestea nu numai că sunt incompatibile, dar, într-o astfel de situație, neintenționată, aș zice, deși nu inconștient, ai dat un avantaj diavolului, ai dat prilejul diavolului. Aproape să fie distrusă complet credința acestui om. Nu, nu, nu s-a întâmplat nimic. Și când a efectul, impactul relației lui cu biserica și experiența acesteia grea pe, pe care a avut-o cu biserica a fost aproape pierderea totală a credinței în Domnul Hristos. El daia a venit aici. Omul acela a crezut, de aceea a venit. Și acum când Mântuitorul nostru îl invită la credință, omul dă semne de oboseală și de neputință. Și dacă poți, i-a zis lui Isus. Dacă nu, spunem că plec înapoi în amarul și suferința mea, de unde am venit mai dezamăgit ca oricând în viața mea. Am vorbit cu niște părinți care au luat copiii lor cu diverse forme de handicap fizic și, la îndrumarea cuiva, au mers pe o scenă aici în Statele Unite pentru vindecare, s-a spus nu numai că nu au fost vindecați, dar au fost defilați în fața oamenilor, în timp ce erau la fel de bolnavi, la fel de nenorociți, la fel de suferinți, au fost defilați în fața oamenilor ca și când au fost vindecați. Este masca aceea a demonului care spune, ești Sfântul lui Dumnezeu, dar este un diavol de fapt. Și părinții mi-au spus, niciodată nu am văzut copilul suferind de o dezamăgire ca aceasta când s-a întors acasă. Nu numai că nu fusese vindecat nici de cum, dar fusese s-a făcut paradă acolo, ca și când a fost vindecat, s-a -a căutat acoperirea corpurilor lor, s-a -a lăsat impresia în mulțime că a fost vindecat, nu se întâmplase absolut nimic. Aici, cel puțin, apostolii nu au încercat să acopere așa ceva, ci și-au declarat falimentul. A spus Doamne, am, de, de, de ce nu s-a putut face lucrul acesta? Au fost chiar șocați când au văzut că impactul uh, certurilor lor între ei uh, a distrus credința omului acestuia în Domnul Hristos. Acesta era obiectivul diavolului când îi puneau să se lupte între ei cine este cel mai important, cel mai mare. Uh, impact, uh, direcția era distrugerea credinței omului acestuia în Domnul Hristos. De aceea el îi se adresează cu expresia, dacă poți să faci ceva, dacă poți, dacă nu, spunem. Și atunci Mântuitorul îl prinde și îl cuprinde, stai, stai. Nu zice dacă poți. Stăpânitorul lumii acestea are un stăpân. Nu dacă poți. Totul este cu putință celui care crede. Și omul acesta își deschide sufletul și îi spune, Doamne, eu cred, mai cred, mai am un bob de credință. Dar în același timp am fost năpădit de necredință. Uh, nu mai am putere să cred cumva, datorită falimea eșecului prin care am trecut cu copilul în experiența mea cu apostolii și atunci el spune, cred, cred în ce spui tu, Doamne, dar ajută necredințele mele, ajută-mă să depășesc ceea ce este în sufletul meu, această rană atât de adâncă pe care mi-a produs o dezamăgire. Am venit aici, în acest loc între credincioșii tăi, am venit aici cu toată convingerea. nicio urmă de îndoială n-am avut, am fost atât de fericit pe tot drumul Până când am văzut că ei încearcă să scoată pe diavolul, dar nu pot, pentru că diavolul, de fapt, era în ei. Așa cum i-a spus Mântuitorul la un moment dat lui Petru. Sau poate că ai pe cineva pe care nu poți să-l aduci, cum a adus tatăl acesta, băiatul. Nu e nicio problemă, pentru că nu, nu suportă niciun fel de intervenție. E ca și cum ar fi carne vie. Am fost uh, la o casă de bătrâni, și, fără să-mi dau seama, uh, am mers acolo cu niște prieteni apropiați. M-am rugat pentru uh, bătrâni, erau și bătrâni, și bolnavi, cu handicap, și orbi, și neputincioși, și senili, și în, în toate. Uh, m-am mers din loc în loc și m-am rugat pentru fiecare. Am ajuns într-un loc în care era o persoană care arăta jalnic, jalnic. Și fără să întreb pe nimeni, fără să-mi dau seama, am pus mâna pe umărul acestei persoane și am rostit rugăciunea. Nu a mișcat în timpul rugăciunii, iar cei care conduceau uh, lucrarea aceasta uh, au rămas, uh, rămas uimiți și mi-au spus, zice, niciodată nimeni n-a putut să atingă această ființă. Nu-ți dai seama ce se întâmplă în clipa când cineva a încercat să o ajute sau să. n-am știut și am așezat uh, mâna acolo. Poate ai pe cineva în situația aceasta care nu poate fi atins. Nici cu un cuvânt, nici cu nimic. Nu-i nicio problemă. Nu te descuraja. Dumnezeu nu depinde de lucrul acesta. A fost femeia aceasta, sirofeniciană, care avea o fată, care avea un diavol, avea un, un duh necurat în ea și uh, o ei făcea necurății fata aceasta. Mar și grele. Vă dați seama ce poate să însemne să fie cineva stăpânit de un duh rău. Așa cum astăzi sunt atâtea forme de adicție, și ființa aceasta nu poate fi adusă la Isus nu e nicio problemă, Iisus nu depinde de lucrul acesta, ci așa cum a spus centurionul roman, zi o vorbă, numai și imediat la distanță acolo se produce schimbarea. Nu e nevoie să vii tu în persoană, Iisuse, la noi acasă și nu e nevoie nici să aduc pe fata mea stăpânită de Duhul acesta rău în persoană înaintea ta. E de ajuns ca tu să spui un cuvânt sau să te gândești la lucrul acesta. Și această mamă a venit în favoarea fiicei ei înaintea Mântuitorului și s-a produs minunea. Așa frumos scrie uh, Evanghelia că în momentul în care Isus i-a auzit cuvintele ei, i-a spus, zice, mergi liniștită acasă, fica, a, a ieșit diavolul din fata ta. Uh, lucrul acesta a fost întotdeauna finalul acestor uh, uh, monumente ale credinței care ne-au fost lăsate în paginile Evangheliei ca o fildă pentru noi care suntem confruntați cu același fel de probleme, dar suntem invitați să avem îndrăzneala aceasta. Vino tu în fața lui Dumnezeu pentru fica ta sau pentru fiul tău sau pentru soț, soție, vină tu în favoarea cuiva, nu-i nevoie să-i dai telefon sau text, nu-i nevoie să dai nimănui, să-i spui cuiva ce se întâmplă, deodată ai să auzi că s-a întâmplat ceva. Nu de mult timp am fost solicitat într-o împrejurare ca aceasta, în care o familie îi trece prin, prin orori, pur și simplu, coșmaruri cumplite, viața copiilor este amenințată, se pare că este o situație fără ieșire și am ascultat plângerea aceasta, m-am asociat din toată inima și în timpul ăsta, când eram asociat la rugăciune, am spus cuvintele acestea. O mână puternică va sili oamenii aceștia să iasă afară din casa și din viața voastră. S-ar fi părut că uh, niciodată nu se va întâmpla așa ceva, datorită situației, datorită condițiilor care, în care se întâmpla lucrul acesta, dar deodată, uh, chiar astăzi am primit telefonul, uh, deodată a venit izbăvirea dintr-o direcție în care nu se aștepta nimeni, și deodată. Situația aceasta s-a rezolvat. Iubiții mei, nu avem scuză să trăim în rău, să suferim răul, atâta timp cât ușa este deschisă la oficiul sau la biroul stăpânului, stăpânitorului veacului acestuia. Nu există niciun fel de scuză și, din potrivă, este o, o încercare a credinței noastre pe de-o parte și al doilea lucru este un prilej sau o posibilitate de creștere a credinței noastre. De fiecare dată, orice fel de provocare se ridică înaintea noastră nu este altceva decât o chemare la mai înalt în credință, mai aproape de Dumnezeu, la lărgirea împărăției lui Dumnezeu, în primul rând în inima noastră, și apoi în jurul nostru. Fiecare obstacol, fiecare situație, chiar cele mai cumplite situații posibile. În satul soției în care eram, peste vale undeva zugrăveam o casă și am auzit niște țipete din acestea nenaturale. Știam că se întâmplă ceva rău și grav la o familie aici care era peste, dincolo de vale, dar gazda mă sfătuiește să nu merg acolo. Nu, 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 nu stai, stai aici, nu te duce acolo. Acolo se petrec lucruri grozave, acolo sunt lucrări diavolești, mi-a spus acest domn mie. Am stat, am auzit glasul lui, dar în sufletul meu am înțeles de la bunul Dumnezeu că trebuie să intervin. Am trecut imediat o punte, am ajuns acolo și... Un oameni, soțul și cumnatul, pe care îi arunca de un perete, fără să aibă niciun fel de putere fizică de a face așa ceva, dar uh, în momentele acelea uh, nu mai era nimic uh, natural acolo. Și mă rugam la Dumnezeu în sufletul meu, Doamne, ce spun și ce fac. Oamenii aceștia luptau să o țină pe betonul acela, fiindcă Dumnezeu vroia să se arunce într-o prăpastie cu lespezi, unde urma să piară. Și mi-a venit în minte, m-am apropiat um, și am spus um, numele Dumnezeu. Zic, cine este Domnul Isus Hristos? Am pronunțat numele acesta. Când am spus numele acesta, odată i-au căzut uh, umerii uh, pe beton, s-a a, 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 -a detenționat pe loc și a răspuns: uh, Senin este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci am adresat această întrebare. Este cineva mai mare decât Fiul lui Dumnezeu? Nu este el stăpânul tuturor? Amin, el este, a zis ea. Vă rog să vă ridicați, am spus. S-a ridicat, am ținut-o de braț și am dus-o acasă. Numele Domnului nostru Isus Hristos este același ieri, azi și în veci. Suntem chemați să înaintea Lui, cu indiferent ce problemă a vieții frumoase al îngerești, al vieții vesnice al promisiunilor lui Dumnezeu ci în vremea aceasta în care răul domnește pe pământul acesta, care răul nu va veni de două ori, scrie Scriptura în, în lumea aceasta în care ne găsim noi a atâtor forme de suferință și de, de chin sufletesc, aici el este stăpânul stăpânitorului veacului acestuia la tine venim, Doamne Iisuse, și te rugăm din adâncul sufletului să ne ajuți ca în orice încercare sau provocare din viață, mintea și sufletul nostru să fie îndreptate spre tine. Tu ești stăpânul stăpânitorului veacului acestuia. Dă, Doamne, în mintea și sufletul nostru ca acest grăunte al credinței să crească, să înflorească și să rodească și dă acea credință a Domnului nostru Isus Hristos în al cărui nume te-am rugat. Amin.